Sunt pastor lui Gimițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dragi oameni lui Dumnezeu, fiecare zi pe care o petrecem în sanctuar cu frații, cu surorile, cu Domnul, este un timp în care desăvârșirea credinței și slujirii noastre se mărește. Ar fi o mare pagubă pentru orice persoană care venind în sanctuar nu ar face un mic pas înainte, nu ar învăța ceva, nu și-ar corecta ceva în viața lui, ci pur și simplu ar rămâne la fel. În această dimineață vom proceda la cea de-a șasea lecție din studiul pe care noi îl facem cu biserica în 1 Timotei. Studiul acesta probabil că a avut cel mai mult de suferit dintre toate ciclurile de lecții biblice, deoarece duminică dimineața uneori este cina Domnului, alteori binecuvântare de copii prin rugăciune, alteori nunți, musafiri și așa mai departe. Așa se face că în dimineața asta nu suntem decât la lecția numărul 6, dar nu e nicio pagubă, pentru că toate celelalte duminici până acum credem că le-am folosit potrivit voii lui Dumnezeu. Vă invit să aveți Biblia deschisă la prima epistolă a lui Pavel către Timotei, de unde vom citi versetele 3 și 4. Versetele 3 și 4 sunt la rând. Dacă vă mai aduceți aminte, am făcut o introducere generală pentru câteva întâlniri, apoi în lecția numărul 5 ne-am oprit asupra versetelor 1 și 2. Așa cum stați, priviți, vă rog, în scripturi. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Și să nu se țină de basme și de înșiruiri de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât să fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință. Așa fac și acum, amin. Dragii mei, conceptul de învățătură este foarte des întâlnit în scrisorile pe care Pavel îi le adresează lui Timotei, fiindcă sunt scrisori pastorale. Adică sunt adresate de un pastor mai în vârstă către un pastor mai tânăr. Pavel spune că învățătura este atât de importantă încât formează caracterul, mentalitatea și direcția unui om sau a unei biserici. Aduceți-vă aminte de fapte, capitolul 2, versetul 42. Ei stăruiau în învățătura Apostolilor. Legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Ei insistau în învățătura apostolilor. De ce? Pentru că învățătura creează unitate. Învățătura dezvoltă viziunea. Învățătura îi pune pe oameni împreună, îi face asemănători. Aș vrea să vorbesc mai întâi despre autoritatea învățăturii. Pavel știa că există autoritate în învățătură și noi știm. De aceea îi recomandă lui Timotei două lucruri. Primul, să interzică învățătura greșită. Să o interzică pur și simplu. Și doi, să izoleze învățătorii greșiți sau mincinoși. Să interzică învățătura greșită. Uitați-vă uitați în scripturi. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia... Sfârșitul versetului 4. Și te, te, același lucru te rog și acum. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, tu trebuie să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Pavel i-a spus lui Timotei următorul lucru. În biserica pe care tu o păstorești, vei întâlni printre învățători pe unii care învață altceva. Oprește-i. Pavel i-a încredințat mandatul acesta lui Timotei. Nu a spus poliției lucrul ăsta și l-a spus pastorului bisericii. Timotei a mers în biserica aceasta cu împuternicire să ungă slujitori, să formeze structura de slujire și de conducere a bisericii și printre lucrurile extrem de importante care dau direcție și unitate unei biserici este unitatea învățăturii. Dacă în familia dumneavoastră, să presupunem că aveți doi copii și tata spune una și mama spune alta, copiii pe cine ascultă, pe tata sau pe mama? Vreți să știți opinia mea pe niciunul? Atunci când într-o familie nu există unitate în direcția pe care părinții o dau copilului, copilul profită de asta și face ce vrea. Mama și tata trebuie să se pună de comun acord înainte de a se adresa copilului sau copiilor. Dacă copilul simte că mama spune una și tata spune alta, copilul profită și manipulează situația aceasta. La fel se întâmplă într-o biserică când învățătorii dau semnale diferite. Unul spune ne ridicăm și plecăm, altul spune nu, ne așezăm și rămânem. Și poporul se întreabă de cine ascultăm de primul sau de al doilea. Pavel a știut asta și a spus lui Timotei următorul lucru, oprește învățăturile greșite, oprește-le, ai autoritatea să le oprești, vrei să-ți dau pușcă să le oprești? Nu, ești slujitor în biserica aceea, oprește învățăturile care sunt greșite. Te-am lăsat acolo ca să nu lași pe unii să învețe altă învățătură. Doi, să izoleze învățătorii greșiți, nu doar să oprească învățătura greșită. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, citiți 1 Timotei 6 cu 5. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la Evlavie și așa mai departe, Versetul, ultima parte a versetului 5. Ferește-te de astfel de oameni, izolează-te de ei, ține-te departe de ei. Pentru că oamenii aceștia sunt purtătorii unei învățături care va intra în conflict cu învățătura bisericii și poporul va fi pus în confuzie. Imaginați-vă că vine un predicator, un învățător dintre învățătorii bisericii și spune următorul lucru. Așa cum știți viziunea bisericii Betania, încercăm să îndemnăm frații și surorile, mai ales surorile, să aibă o vestimentație decentă. Fustele, rochile să fie suficient de lungi ca să nu fie goliciune. Bluzele să nu fie cu decolteuri foarte largi, cu spate sau cu pieptul gol sau cu breteluțe. Noi încurajăm corpul să fie cât mai acoperit. La bărbați lucrul acesta se adresează mai puțin, fiindcă în general bărbatul, oricare costum, orică nu, nu se expune la goliciune. Ei, acum imaginați-vă că vine un alt învățător duminica viitoare și spune următorul lucru. Noi suntem liberi în Hristos. E vară. Noi nu suntem conservatori. Noi suntem într-o țară liberă. Fraților, nu mai insistați așa de mult pe lucrurile astea. O întrebare. Ce vor înțelege persoanele din biserică? Câtă sănătate spirituală va fi în biserica asta? Ce direcție va avea biserica asta? Cine va păstori biserica asta? Primul învățător sau al doilea? Pavel spune următorul lucru, ferește-te de oamenii care spun lucruri diferite și le spun intenționat. Pe ei izolează iar învățătura lor oprește-o. Sunt poruncile pe care Pavel îi le dă lui Timotei, spunându-i, omul ești responsabil de biserica unde ai mers să slujești. 1 Timotei 1 cu 3, oprește învățătura. 1 Timotei 6 cu 5, Izolează-te de oamenii aceștia pentru că ei nu fac decât confuzie în adunarea lui Dumnezeu. Folosindu-și înțelepciunea și experiența de care Dumnezeu i-a făcut parte lui Pavel, el îl învață pe Timotei, care era un bărbat mai tânăr și fără prea multă experiență, îl învață cum să evalueze calitatea învățătorului și calitatea învățăturii. Un lider trebuie să aibă capacitatea să evalueze. Dirijorul trebuie să aibă capacitatea să evalueze muzica, el trebuie să audă vocile, urechea lui și nativ, dar și prin educație, trebuie să fie așa de bine educată, disciplinată, încât să facă diferențe între cele două, trei, patru voci și să le evalueze cum merge sopranul, cum merge alto și așa mai departe și să le acordeze, să le pună într-o unitate muzicală, plăcută, auzibilă, la fel, liderul, pastorul, învățătorul trebuie să aibă capacitatea să evalueze învățătura și să-l evalueze pe învățător. Dacă nu e în stare să facă asta nici dirijorul în legătură cu muzica și nici pastorul în legătură cu învățătura și conducerea, nu va fi eficient și nu va face performanță. Ce vreau să spun? Domnul Iisus în legătură cu subiectul acesta s-a adresat oamenilor și în Matei, capitolul, 6, verset, capitolul 7, versetul 6, 16, a rămas învățătura aceasta proeminentă pe care el a spus-o. Îi veți cunoaște pe oameni după rod. Oamenii se autoprezintă ca fiind oameni de treabă. Toți oamenii au o părere bună despre ei. Domnul are alt sugerează o altă metodă de evaluare. Nu-l întreba pe el, pentru că el îți va spune că e ok ci uite-te la roadele pe care le are, uite-te la fructele din copacul vieții lui și uitându-te la fruct, uite-te la comportament, uite-te la cât de mult se dedică Domnului în adunare, uite-te cât zbandă, uite-te cât de prezent e, uite-te cât de punctual e, uite-te ce se întâmplă în jurul lui, probleme sau soluții la problemă. Și atunci vei ști cine este el. Nu-l întreba pe el cine este, că el tot timpul se autorecomandă băiat de treabă. Domnul Iisus a spus, nu eu, uitați-vă la rodul vieții lui. Mâncați din rod, e amar, vi se sterpezește dinții, sau e un rod care vă unge, care vă vindecă, care vă încurajează. Uitați-vă la rod! Și Pavel spune aceleași lucruri, dar cu alte cuvinte. Pavel învață pe Timotei să evalueze atât învățătorul, cât și învățătura. În primul rând, învăță evaluarea învățătorului greșit. Evaluarea învățătorului greșit. Suntem în 1 Timotei capitolul 6, versetul 3. 1 Timotei capitolul 6, versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și așa mai departe. Și Pavel îi spune lui Timotei, dacă întâlnești în biserica în care slujești oameni care învață învățătură diferită. Dacă vin musafiri, dacă ajung în adunare, oameni care învață învățătură diferită, tu trebuie să știi ce să faci, omule. Eu îți pun la dispoziție o grilă, un criteriu de selecție a învățătorului. Și uitați ce spune Pavel. Versetul 4. Învățătorul greșit este plin de mândrie. Priviți în versetul 4, este plin de mândrie. Doi, nu știe ce spune. Deci pe lângă faptul că este motivat de mândrie, el nu știe ce spune. El crede că știe ce spune, dar nu știe. Trei, are boala certurilor, are obsesie pentru ceartă. Nu se simte bine decât într-o atmosferă de conflict. Poate vi se pare ciudat, dar sunt oameni care nu pot trăi decât în conflict. Nu se simt bine dacă nu-i conflict. Dacă-i pace și liniște, îi mănâncă pielea. Și atunci are boala certurilor. Se simt bine când e ceartă. Se satisfac când e ceartă. Versetul 5. Sunt stricați la minte. Pavel îi spune lui Timotei lucrurile astea. Sunt stricați la minte. Sunt lipsiți de adevăr. Și ultima parte. Ei cred că e Vlavia. Este un, e o metodă de a avea folos. Aici Pavel se exprimă a avea câștig, a avea folos. A avea folos de ceva anume. Folos de bani, folos de poziție în adunare, folos de aprecierea fraților, folos de, folos de. Ei cred că făcând asta vor, vor ajunge ceva sau cineva. Pavel îl învață pe Timotei cum să evalueze personalitatea învățătorului. Nu învățătura în primul rând, ci învățătorul. Că dacă învățătorul e bun, bună va fi și învățătura. Dar dacă învățătorul e rău, nu vă așteptați să facă părul mere și invers. Apoi, priviți-vă rog în același loc din Scriptură 1 Timotei, capitolul 6, că Pavel îl învață pe Timotei acum cum să evalueze învățătura. Prima oară, cum să evalueze personalitatea învățătorului. Doi, cum să evalueze slujirea învățătorului, calitatea învățăturii lui, eficiența muncii lui. Și uitați ce spune Pavel. Produsul învățăturii greșite, care este dată de învățătorul greșit, versetul 4, partea, ultima parte, naște pismă, naște pismă, Marea problemă este că învățătura care se adresează de la microfon poporului naște ceva în mintea oamenilor. Ei, consecința învățăturii greșite este faptul că în mintea oamenilor naște pismă. Oamenii se pismuiesc în urma învățăturii greșite. 2. Versetul 4, următorul cuvânt, naște certuri. Există ceartă ce familist ar vrea să fie ceartă la el în familie. Cum vă simțiți ca părinți când vi se fac copiii mari și doi dintre frați, singurii copii sau doi dintre mai mulți copii, tot timpul se ceartă. Se trezesc, se ceartă. Se ceartă pe mâncare, se ceartă pe îmbrăcăminte, se ceartă pe mașini, domne se ceartă din orice. Cum vă simțiți ca părinți? Sunteți fericiți? Sunteți satisfăcuți? Vă simțiți bine într-o astfel de casă? Ce ziceți atunci când copiii se ceartă? Nu e așa că spuneți, măi copii, potoliți-vă odată. Nu faceți din casa asta o ceartă. Voi vă certați, dar spiritul ăsta de ceartă vine peste toată familia. Avem mâncare, avem mașini, avem casă mare, dar e plină de ceartă. Mă, potoliți-vă odată. Ei, așa se întâmplă în adunare. Învățătura greșită produce pismă și produce ceartă. Pavel spune asta în scriptura pe care o țineți în mână. O altă consecință, următorul cuvânt din versetul 4, naște clevetire. Adică oamenii se fac grupuri, grupuri, grupuri și clevetesc. Unii clevetesc împotriva primului învățător care a spus una, al doilea grup clevetesc împotriva la învățătorul al doilea care a spus alta. Și în funcție de învățători, dacă îți diferiți, în spatele la fiecare învățător se așează un grup de oameni care e de acord cu el și e împotriva la celălalt de dinaintea lui. Știți cine face partide în biserică? Învățătorii și predicatorii fac partide în biserică. Dacă se naște o partidă în biserică, ea se dizolvă dacă în fruntea ei nu se așează un lider. Ea se dizolvă. Dar dacă în fruntea ei se așează un lider, ea prinde contur și dintr-o dată biserica aceea va fi dezbinată, chiar dacă se mai adună împreună o vreme. Ei, Pavel știe lucrurile astea că e luminat de Duhul și se adresează acestui tânăr bărbat care a fost trimis într-un oraș mare, într-o biserică mare și îi spune următorul lucruri. următoarele lucruri. Oprește învățătura greșită, că naște pismă, naște ceartă, naște clevetire și Izolează, izolează învățătorii greșiți, pentru că rolul sau consecința a slujirii lor va fi o mare problemă pentru adunarea lui Dumnezeu. Mergem mai departe și ajungem în versetul, suntem în versetul 4, ultimul cuvânt. Naște bănuieli rele. Sunt și bănuieli bune, adică suspiciuni. Oamenii devin suspicioși. Ce a vrut să spună? De ce este diferit de ăla? Ce e între ei? Ce biserică e asta când trei învățători spun trei lucruri diferite? Nu mai imaginați-vă că vreți să mergeți la Detroit și vă opriți undeva în partea de sauta a orașului, a rătăcit drumul și întrebați pe un om, în ce parte mergi spre Detroit? Și el îți arată cu mâna, încolo. Și pui mașina încolo și începi să mergi. Soția însă îți spune, mă, parcă nu mergem bine. Și zice, mai întreabă pe cineva. Și mai întrebi pe cineva, pe a doua persoană și întreb, domne, nu te supăra. Merg bine încolo spre Detroit și el spune, nu domne, mergi exact în direcția greșită. Și acum ai o, ai o mai mare problemă decât înainte, că înainte nu știai și erai cum erai. Dar acum ai o mare problemă, unul a spus încolo și unul încolo. Vreau să te întreb și nu te supăra, încotro te duci. E, asta naște suspiciune. Asta naște ceartă, asta naște clevetire, asta rupe unitatea, asta termină o biserică. Aici nu e vorba de îngăduință sau de neîngăduință. Că noi îngăduim, că știți de ce îngăduim? Fiecare are familia lui și tragem cu familia. Dar la biserică, lasă meargă cum o merge, că tot bine e. În momentul în care ne pasă de biserică, nu mai suntem toleranți. Pentru că nu, biserica nu e a noastră să fim toleranți. Noi avem dreptul să fim toleranți cu cei al nostru, nu cu cei al Domnului. Cu cei al Domnului el trebuie să fie tolerant, dar el nu e ca da poruncă în Scriptură să nu fim. Ce ușor suntem noi toleranți cu cei al altuia. Dacă cineva ar face o pagubă în proprietatea lui George Rimciuc, știți ce a spune lui George? Ia altă că nu-i mare pagubă. Dar dacă ar face în casa mea mare pagubă, i spune lui George, ce George, nu-i normal să-mi fac dreptate? Scriptura spune următorul lucru, opriți învățătura greșită. Pavel îi spune lui Timotei. Și tot Pavel îi spune lui Timotei, izolează învățătorii greșiți. De ce? Pentru că această învățătură va naște pismă, va naște ceartă, va naște clevetire, va naște bănuiel rele și va naște versetul 5, zadarnice ciogniri de vorbe. Zadarnice ciogniri de vorbe. Ce înseamnă zadarnice, inutile, nefolositoare? Frații ajung în conflict. Frații ajung în conflict. De ce? Pentru că doi învățători învață două lucruri diferite. Dacă dumneavoastră corul sau fanfara, corul de fete, ați fi dirijați de doi dirijori și amândoi ar da din mână în același timp, n-ar fi nicio problemă. Dar dacă unul dă din mână așa și celălalt spune, pe cine ascultați? Hai, vă rog frumos să-mi răspundeți, pe cine ascultați? Veți spune, nu merge așa la muzică, dar dumneavoastră credeți că la predică merge? nu merge, fraților. Dacă impegatul de mișcare ar spune la un tren pleacă și ar mai veni încă unul cu tipiul roșu, alt impegat de mișcare, iertați-mă că dau un exemplu din contextul românesc, mai mult, și ăla ar spune oprește, oprește, mecanicul de locomotivă ce ar face? E, aia face membru de pe bancă când îi spune un predicator dute te și altul stai. Pavel știe lucrul ăsta că e om în vârstă și are călăuzirea lui Dumnezeu și îl învață pe Timotei să păstorească bine biserica ca să existe unitate și direcție. Altfel vor exista o mie de direcții. Evaluarea învățătorului greșit, evaluarea învățăturii greșite și acum atitudinea corectă față de învățătorul greșit și față de învățătura greșită. Atitudinea corectă. Am, am spus și repet, îndepărtează-te de astfel de oameni. Este în același context, n-am luat versetul din alt context. Expresia îndepărtează-te de oameni, n-am luat-o dintr-un context unde era vorba despre curvie sau despre vrăjitorie sau despre alcool. Nu, nu, nu. Am citit din 1 Timotei, capitolul 6, versetele 4 și 5. Uitați-vă cum se încheie versetul 5. Depărtează-te de astfel de oameni. De, de astfel. Care astfel? Ăștia care i-am enumerat mai devreme în legătură cu învățătura greșită. Deschideți Biblia și uitați-vă în ea, fraților. O viață întreagă citim din cartea asta și uneori nu înțelegem. Dacă Biblia spune, îndepărtează-te de ei, credeți că Biblia este prea aspră, credeți că Dumnezeu este rău, credeți că El este nemilos, noi toți știm că nu. Noi toți știm că nu. Dacă ați avea la dumneavoastră în casă pe cineva în gazdă, în chirie, și acel cineva va fi un pic rudă sau puțin prieten. Și dintr-o dată, după câteva săptămâni de stat la dumneavoastră în gazdă, ar începea să se implice în relațiile dumneavoastră de familie. Și dumneavoastră vă vine copilul pe la 12-1 acasă într-o noapte și îl luați deoparte și îi spuneți așa, „Mai tată, nu se vine la ora asta. Unde ai fost? Ai o discuție mică cu copilul, copilul spune, tati, iartă, mă se duce la culcare, dar în drum spre dormitorul lui îl abordează chiriașul. Și îi spune următoarele cuvinte, bă, n mă, nu te lua, mă, după tactă cu eu, am copilărit cu el și el a făcut și mai rău. Zice el așa, dar ascultă-mă pe mine ce spun, tai că a fost mai rău decât tine. Fii liniștit, mă, simte-te bine că odată ești tânăr. Mâine, pui mine te însori, îți spune nevasta și ai terminat. Bucură-te, mă, de tinerețe, mă. Acum vă întreb, unde va ajunge copilul ăla? Câtă autoritate va mai avea tata? Cât rău face chiriașul? 5.000 de dolari să-i dea pe lună la tata? I-a nenorocit copilul cu 5.000 de dolari? Spuneți ceva, fraților! Evaluarea învățătorului, evaluarea învățăturii și atitudinea față de învățătorul greșit și față de învățătura greșită. Pavel știe ce îl învață pe Timotei și scrisoarea aceasta pe care o adresează nu este o scrisoare romantică, este o scrisoare cu greutate adresată către un bărbat care avea responsabilități de slujire într-o biserică grea, la un început de creștinism, când exista o grămadă de curente filozofice și fiecare om care se pocăia și venea în adunare avea tot o altă mentalitate. Unul era educat în Grecia, unul era educat în Israel, unul era educat cine știe prin ce oraș și ce zonă. Și fiecare zonă are o anumită influență, o anumită cultură, o anumită mentalitate. Și oamenii ăștia trebuia să fie una. Dar cum să fie una decât numai dacă 1 plus 1 fac doi pentru toți? Dacă unul plus 1 fac 2 pentru mine și 3 pentru dumneata, noi amândoi noi o să ne potrivim în veac. Uneori creștinii confundă dragostea și bunătatea cu slăbiciunea. Însă Pavel îl învață pe Timotei să păzească cu orice preț turma lui Dumnezeu. Și uitați ce spune el în 1 Timotei 5 cu 20. Pe cei ce păcătuiesc, Mustrăi aspru înaintea tuturor, ca și celorlalți să le fie frică. Aici nu-i vorba neapărat despre învățătură, despre păcatul prin învățătură greșită. Nu. Ci este vorba despre cineva care deranjează adunarea, care instigă adunarea, care tot timpul pune adunarea în conflict. Pavel spune următoarele cuvinte. Pe cei ce păcătuiesc, mustrăi public. Public. De ce? Ca să existe un exemplu pentru adunare și celorlalți să le fie frică. Așa spune Biblia. Vă întreb, cât de responsabil e pastorul și pastorii bisericii dacă nu fac așa? Cât de responsabili sunt ei? Cine le dictează cum să păstorească adunarea? Biblia sau propria lor intenție de a câștiga mai multe voturi prin faptul că nu se pun rău cu frații? Uitați ce spune Scriptura. mustră public. A fost Pavel un certăreț, nici de cum. A fost Pavel un om sadic, deloc. Cum a fost Pavel? Pavel a fost un păstor care a vrut să existe liniște, armonie și respect în adunare, dar și frică de Dumnezeu. Nu fiecare să facă ce vrea. Că nici în casa adunitale nu face nimeni ce vrea. Și există o viziune de familie. Există o rânduială, stați de vorbă, vă hotărâți ce să faceți cu banii, cu timpul și există un comun acord. Dar dacă fiecare ar face ce vrea, ce familie ar fi aia? Îl ai cămin de nefamiliști? Nu e familie. Îl ai hotel. La hotel fiecare se trezește când vrea, mănâncă când vrea și face ce vrea. Că nu se cunosc unii pe alții. Camerele sunt separate. Dar o familie nu-i la fel, iertați-mă. Ăsta nu-i han de popăsire. Asta e o biserică. Și trebuie să aibă o direcție, nu zece. Asta i-a spus Pavel lui Timotei, omule, trebuie să urmărești o direcție. 2 Timotei 3, 1 cu 5, a doua epistolă pe care Pavel o adresează lui Timotei. Depărtează-te de oamenii aceștia. 1 Timotei 1 cu 20, din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru pe care i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească. De ce am citit aceste versete? Am citit aceste versete ca să vă aduc aminte despre faptul că lucrarea pastorală implică mustrare și implică corijare. Lucrarea pastorală implică mustrare și implică corectare. Implică corectare. Am citit aceste versete ca să vă spun că Pavel i-a spus lui Timotei următorul lucru: Nu întotdeauna oamenii vor asculta de cuvânt. Și va trebui să devii aspru și să iei atitudini care dor, dar trebuie să le iei pentru că mai bine doare pe unul decât pe toată adunarea să se piardă. Mai bine Asta spune Pavel lui Timotei, și noi suntem la această epistolă ca să o studiem. Dacă Dumnezeu conduce lumea prin structuri de autoritate, așa cum uneori se spune de la Ambon, educația prin informare în aceste structuri de autoritate se face de lideri. Și o să le iau la rând ca să vă aduc aminte de lucrul ăsta. Să zicem, guvernul, liderii politici conduc, nu cetățenii. Ei au decizii. La școală, profesorii conduc, învață și iau decizii, nu studenții și elevii. Familie, părinții iau decizii și sfătuiesc și mustră, nu copiii pe părinți. Biserică, Pastorii învață, mustră, pun deoparte și corectează, nu membrii. Aș vrea să mai citesc câteva versete. Trebuie ca episcopul să fie în stare să învețe pe alții. Cine sunt alții? Membrii biserici. Cine învață? Episcopul. Este corect ce citesc în Scriptură? 1 Timotei 3 cu 2. Episcopul Ajunge episcop dacă are capacitatea să învețe pe alții. Cine sunt alții? Oamenii peste care el este episcop. Învățătorul, omul care este învățător peste studenți. Tata, tata care e tată peste un număr de copii. Obama, Obama care e președinte peste Statele Unite. Ei, episcopul e rolul lui să învețe. De aceea ajunge episcop, pentru că are capacitatea, are chemarea, are pregătirea, are abilitatea de a învăța. Și Pavel spune următorul lucru. Episcopul trebuie să învețe. Ne așteptăm de la episcop să fie un învățător. El este un reper. Citez din capitolul 5, versetul 11. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 11. Prezbiterii care cârmuiesc bine, cârmuiesc, știți bine, înseamnă conduc. Cârmuiești mașina sau conduci mașina. Prezbiterii care cârmuiesc bine, să fie, să li se dea cinste, respect și vrednicie, să fie învredniciți de îndoită cinste. Ce înseamnă îndoită? Înseamnă dublă, adică așa și încă o dată tot așa. De dublă cinste, mai ales cei, care se ostenesc cu propovăduirea și învățătura. Deci, oamenii din adunare care sunt prezbiteri, lucrătorii ordinați, care se ostenesc cu învățătura pentru popor, să li se dea o cinste dublă. Dumneata care ești membru, Mau, se aude până acolo, până pe ultimul rând se aude. Asta o spune Biblia. Îmi vei spune, frate Luigi, tu ești învățător și pentru că ești învățător, tu spui cuvintele astea ca să-ți consolidezi autoritatea în fața noastră. Fraților, uitați ce vă spun. Dacă dumneavoastră credeți că aceste cuvinte nu sunt adevărate, permiteți-vă și altceva. Dar dacă sunt adevărate, nu cu mine aveți o problemă, ci cu Dumnezeul, în fața căruia ați jurat credință în apa botezului. El spune așa: Când întâlnești prezbiterul care îți dă învățătură dumitale și copiilor și familiei, dă-i cinste dublă, nu doar cinste, dublă cinste. În ce fel? În toate felurile. Ăsta-i porunca lui Dumnezeu ca nu curvi, nu fura, nu minți. Vreți să-mi spuneți cum și justifică justifica atitudinea lipsită de cinste? N-are rost să comentez. Mai spun un verset și închei. Evrei 13 cu 17. Ies din contextul scrisorilor lui Pavel, dar rămân în contextul subiectului. Ascultați de mai mari voștri în Domnul și fiți atenți, urmează un verb la prezent continuu. Și fiți-le supuși. De ce? Pentru că ei se îngrijesc de sufletele voastre. De sufletul meu? Eu nu am știut până acum că pastorul se îngrijește de sufletul meu. Dacă cartea evrei în Biblie este la fel de inspirată ca și celelalte 65, atunci înseamnă că noi avem o mare problemă. Încă o dată, ascultați în domnul de mai mari voștri. Și fițiile supuși. Pentru că ei priveghează de sufletele voastre. Îmi veți spune, pastorul ăsta nu priveghează peste sufletul meu. Atâta timp cât ești membru în biserica asta, nu poate să privegheze peste sufletul dumitale decât pastorul bisericii. Asupra sufletului dumitale, după versetul acesta, cine priveghează? Ei, uitați că Apostolul Pavel, revenind la scrisorile lui Timotei, îi oferă această educație pastorală, pentru că omul ăsta mergea într-o biserică, era un bărbat tânăr, nu avea suficientă autoritate și pentru că era tânăr, și pentru că era timid, și pentru că era bolnăvicios. Și atunci apostolul, fiind conștient de riscul la care îl expune pe tânărul slujitor Timotei, îi explică ce să facă. Pavel a știut că dacă, Pavel, dacă Timotei face aceste lucruri, își va crea o grămadă de probleme. Dar nu are importanță câte probleme încrezi eu. N-are importanță câte probleme și-a creat Moise. N-are importanță câte probleme și-a creat Iosua. N-are importanță câte probleme și-a creat Mântuitorul, Iisus Hristos. Nu al nu un om, Mântuitorul. N-are importanță câte probleme și-a creat Pavel și nici Petru. N-are nicio importanță. Are importanță ca slava lui Dumnezeu să se arate în mijlocul poporului și poporul să aibă o direcție unitară. Fraților, acesta se numește Cuvântul lui Dumnezeu pe care Pavel îl scrie într-o scrisoare și îl trimite lui Timotei. El ar trebui să fie pentru noi normă de credință. Și cei care știu că așa este să spună amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.bethany.cc sau pe www.biserica-betania pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betany.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.